Bun, acum și aici depinde de tipul de alegeri. Cele mai puțin emoționale alegeri sunt cele cu caracter parlamentar, unde oamenii aleg partide, sunt mai degrabă raționale decât aleg partide, mai puțin programe de guvernare, că oamenii nu citesc deloc chiar. Românii nu citesc. Nu citesc, să ieși au informații. Acum, sigur, sunt rețele sociale unde, care vin masiv și tind să înlocuiască încet, încet zona asta de media, audio-video. Dar nu citesc propriu-zis documentul cu programul de guvernare? Niciodată. Sub 10% dintre cei care votează au citit programul de guvernare. Bun, programul de guvernare pe formă lungă, sub 1%. Doar cei inițiați și cei care, pe care chiar îi interesează politica, dar în general... Din declarații, din postări, Facebook... Sinteze. În schimb, la alegerile prezidențiale, întotdeauna zona de emoție a contat. Adică din 1992, când a candidat președintele Iliescu, da, continuând cu Emil Constantinescu, continuând cu, din nou, Ion Iliescu, cu Traian Băsescu, unde în 2004 a fost în mod evident o emoție. În 2000 o emoție puternică, turul 2, Ion Iliescu, Vadim Tudor, când chiar și anticomuniști declarați au spus că merg să-l voteze pe Ion Iliescu pentru că vor să aleagă răul cel mai mic din poveste. Dar erau spumoase campaniile atunci. Gândiți-vă ce însemna să ai la o masă pe Ion Iliescu, pe Vadim Tudor, da? Adică erau lucruri, se spuneau lucruri. Acum, iată, nu avem așa ceva. Pentru prima oară în istoria post-decembristă a României, când cetățeanul nu are acces la libera informare. De ce n-au fost interesați să aibă dialog? Principalul neinteresat a fost Klaus Iohannis, pentru că e pe același paradigmă ca acum 5 ani aproape, da? Când în turul 1 nu au existat întâlniri între principalii contracandidați, Victor Ponta sau și Klaus Iohannis, iar în turul 2 Klaus Iohannis a ieșit numai nevoit fiind de tipul de presiune publică și mediatică, nu se putea să nu iasă. Bine, nici Victor Ponta n-a dorit atunci, pentru că se credea că va ieși președinte. Acum să vedem ce se va întâmpla. Nu e normal ca într-o societate democratică cetățeanul să fie privat de acest instrument, foarte ușor pentru el, stă acasă și se uite la televizor, da, de a-și obține informația și de a vota, ce să vezi, în și mai cunoștință de cauză. Adică, de fapt, mie mi se pare aici problema mare. Pentru că eu vreau să cunosc toate fațetele unui om. Nu numai prin declarații, prin comunicate, prin chestii regizate, da? Prin spoturi, prin nu știu ce clipuri. Parcă a fost cea mai moale așa și ternă campanie de până acum. Zero emoție colectivă. În 2004 am avut emoție colectivă consistentă, da? Iar în 2009, Mircea Joană versus Traian Băsescu, aduți aminte, Ana, că noi aveam atunci mai toate sondajele, îl dăteau pe Mircea Joană câștigător, ceea ce s-a și întâmplat în interiorul țării. O plimbare mai mult sau mai puțin vinovată, sau mai mult sau mai puțin regizată, mai bine spus, la spaul și la bazinul de înot al domnului Vântu. I-a fost fatal. Se pare că i-a fost fatal. A contat foarte mult. Deci vezi ce înseamnă să ai foarte multă grijă de ce faci. Confruntarea